Te salut! Ne-ar plăcea să credem că atunci când relația nu funcționează, este vina celuilalt. E bine, nu întotdeauna este așa. Când m-am văzut la prima ședință cu Alex, al cărui nume nu este cel real, evident, el voia să se despartă de partenera sa. Simțea că nu este înțeles, că nu este iubit, că nu primește ceea ce are nevoie, că nevoile lui nu sunt luate în considerare. Însă, el nu i-a spus niciodată care sunt nevoile. Tăcerea lui îi asigura neîmplinirea nevoilor. Ea îl iubea, iar el se autosabota. Și mai mult decât atât, reușea să-și împlinească autoprofeția, aceea că nu va putea să aibă o relație de lungă durată în care să simtă iubire. Pentru Alex, a fi vulnerabil însemna să simtă frica eventualelor dezamăgiri, a fi respins, a nu primi, a fi etichetat. Așa că mai bine pierdea totul decât să se deschidă. Ghici cine tângea după o relație autentică, o relație intimă. Niciodată nu privise către modul în care el alegea să interacționeze cu partenera lui, ci se raportase întotdeauna la modul în care ea se comporta cu el. După multe astfel de conștientizări, am lucrat la comunicare. Ai spune celuilalt cum te simți sau cum vrei să fie lucrurile în relație, se face pe un ton calm, fără cerințe imperative și fără nervozitate. Îți dorești ca celălalt să empatizeze cu tine, nu să se îndepărteze. A te autodezvălui înseamnă să te schimbi. Și primul pas către schimbare este acela de a observa atunci când vechiul comportament reapare și să nu-i dai curs. Și da, tu poți. Să ai parte de o zi minunată.